Un nou sistem de tăiere și de sortare a plantațiilor energetice a fost construit la Universitatea Politehnică din Timișoara printr-o colaborare cu două universități de renume din Germania. Finanțarea proiectului s-a făcut din fonduri europene, iar cercetarea va fi furnizată către trei întreprinderi mici și mijlocii. Se știe că în România, în apropiere de Timișoara, există două mari plantații, chiar unele dintre cele mai mari din Europa. Sigur că aceste plantații trebuiesc reîmprospătate și mărite. Și acest lucru se face prin plantarea unor puieți. Ei, această mașină pe care noi o concepem, tocmai acest lucru face. Constă într-un modul de recoltare automată a bețelor de plop sau salcie, în eliminarea frunzelor și selectarea unei zone între anumite dimensiuni, care va fi apoi tăiată la conform unor caracteristici bine precizate, iar aceste bețe, acești puieți, sunt apoi legați și montați pentru a fi transportați. Colaborarea se bazează pe cercetare făcută în Facultatea de Calculatoare, în departamentul apoi de electronică aplicată și aici în mecanică în departament. Este vorba de o realizare inedită și în ceea ce privește colaboratorii și modul de finanțare al proiectului. Este un proiect, cum spunem noi, FP7, de tipul capacități, în cadrul căruia trei universități, printre care și noi, Universitatea Politehnică din Timișoara, furnizăm cercetare și know-how pentru realizarea acestui prototip către trei întreprinderi mici și mijlocii. Una este un fabricant de mașini din Danemarca, a doua este binecunoscută firmă suedeză, de asemenea care gestionează foarte multe patente și producție de salcie energetică, și a treia firmă este din Germania. Cei trei s-au asociat și au făcut o comandă către trei universități, TTZ din Bremerhaven, Universitatea Tehnică Dresda și noi. Cum au fost implicați studenții în acest proiect? Sigur că amploarea eforturilor într-un astfel de proiect reclamă și o extindere a echipei. De aceea am antrenat în proiect și studenții noștri de la studiile masterale, de la ciclu masteral, trei studenți de la ciclu masteral și încă doi studenți care și-au și realizat o parte din lucrarea de licență în acest domeniu. Pot să spun că totodată cei doi studenți care au lucrat în acest proiect de la ciclu de licență, studii de licență, au efectuat și un stagiu de 3 luni pe programul Erasmus al universității noastre în Cehia pentru determinarea anumitor caracteristici fizice și mecanice ale tulpinilor de salcie în vederea stabilirii regimurilor optime pentru sistemul de tăiere. Studenții de la ciclul de studii masterale, cei trei studenți care au fost antrenați, au lucrat împreună cu tehnicienii, laboranții și inginerii din laboratoarele departamentului nostru la realizarea întregului prototip, începând cu modulul de tăiere, cu sistemul de asamblare, dar și cu modulul de antrenare. Efortul lor nu a fost numai pe partea de execuție, ci și pe partea de proiectare, întrucât la această oră, pe piață, există o cerere accentuată de specialiști în domeniul proiectării în ingineria mecanică. Observăm o creștere a solicitărilor și putem spune chiar că există un deficit de calificare în acest domeniu, lucru demonstrat de altfel și de solicitările de la admiterea din acest an la Facultatea de Mecanică. Revenind la proiect, sigur că lucrările urmează să parcurgă toate stadiile firești ale realizării unui prototip în premieră, zicem noi, mondial. După ce se va realiza partea de model experimental în laboratoarele Departamentului Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi din Facultatea de Mecanică, aceste echipamente vor fi transformate
pentru a putea fi transportate și instalate la firma din Germania, de lângă Dresda, unde la sfârșitul lunii ianuarie și luna februarie vor avea loc încercările experimentale, încercările în anduranță pentru acest prototip în vederea omologării sale de către firma din Danemarca, firmă care va prelua fabricația acestui produs în cadrul acestui program FP7 cu denumirea scurtă Road Picker, program care își propune să realizeze prin cooperarea între universități, institute de cercetare și întreprinderi mici și mijlocii din Europa de produse noi în domeniul inovativ. Și dacă se poate, iată un caz fericit este acest proiect, dacă se poate și în domenii de interes major, cum ar fi domeniul energiilor regenerabile. Research Institute in Germany. Fac parte dintr-un institut de cercetare din Germania. Lucrăm împreună într-un proiect european cu scopul de a dezvolta un sistem nou de tăiere și de sortare a plantațiilor energetice. Am colaborat foarte bine cu colegii de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Au făcut o treabă bună și pot spune că sunt foarte prietenoși.